asta, mi-a Dar nu sunt eu cu astea. La mine contează numai sărbătorile care sunt în, în cartea asta. Ce în cartea asta sărbătoare, sărbătoare pentru mine. Al Alte sărbători lumești, ziua de naștere, al altele și al altele obiceiuri, la mine nu mai contează. Le fac. Le fac din dragoste pentru cei din jurul meu ca să se simte ei bine. Adică, nunta. Ca să-i fie pe plac la fata mea cea mai frumoasă nu. Dar nu că nu sunt în trăire sfântă. Organizați aici la palat? Nu, nu, nu știu unde. Și-au ales fata a face unde vrea. Aveți un an cu multă bucurii, dar în urmă cu 10 ani treceați prin calvarul arestului, prin aprilie, tot prin aprilie hmm? se întâmpla. Vă mai gândiți la perioada de atunci? Eu nu mă gândesc niciodată. La mine tot ce a fost e o experiență, tot ce am primit, am primit cu dragoste că de Dumnezeu este. Mai nevasta mea când vede, de exemplu, la televizor, eu văd filme cu pușcărie, cu daste. Și eu urât, nevastă mea plânge. Mama plânge. Că și aduc aminte de atunci. Eu nu mă țin cont asta. Câți ani are mama dumneavoastră? Păi are aproape 90-89 de ani. Soțina Dumnezeu sănătoasă. Care e cel mai frumos lucru pe care vi-l amintiți legat de mama dumneavoastră? Cel mai frumos lucru care îl mi-l amintesc legat de gade mama mea este ceea ce ea povestește: când era cu mine însărcinată, mă purta în pântece, și când tata fiind bogat, spuneau prietenii și vecini și alea și cu tare și prietenul mama că avea două fete. Și știi cum oamenii câți bogați, oamenii invidioși, geloși. Și găseau nu din papura, ai două fete, mai face o fată, mănâncă ginele averea. <gătări> și mama s-a rugat nouă luni de zile în lacrimi seara, când era însărcinat, Doamne, să îmi dai un băiat cu stea în funte ca să nu fie pe plac lor. Adică să fie noftică lor și cum era pe vreme. Da. Și... A zice mama, așa mi te-a dat cu stea în frunte cum te-am cerut. Vă mai ceartă mama dumneavoastră? Că știu că ține scont. cont. Pai de capul. Meu. Când v-a certat ultima oară? fiecare zi. Ce v-a Asta v-a certat? Toată ziua. Orice. Nu-i bine. nu e bine. Dar ce nu-i? Ce nu-i place? Nimic. Nu fa bine. Aici, eu ce mă supăr pe mama mea. Dragostea mamei e și până la 200 de ani, oricând. Dacă gătește ceva mic, ea, de exemplu, mă așteaptă ce îmi face în fiecare zi, ceaiul. Eu când mă scol dimineața la șapte jumate să plec la biserică, dar eu găsesc ceaiul făcut. Înseamnă că ea scoală la șase. Deci ea săraca scoală la șase ca să găsesc eu ceaiul făcut. Îți dai seama ce dragoste. Dar mă cicălește, mă nebunește. Tot din dragoste mă cicălește. Și eu nu mă supăr. Care e cea mai mare bucurie pe care i-ați făcut-o în ultima vreme? O ia ei bucurii, fac tot timpul și când îi fac ei bucurii, când ajungea pe la biserici, pe la mănăstiri și atunci îi spun că lugării, că ce băiatul nu a ce credincios, că a făcut, că a adres, că nu știu ce, că nu știu când, că face mărturisire, că e ca apostol, că e cu tare. Și atunci ai crește ei inima când aude că fac lucruri bune. Eu dau slavă Domnului, mă duc în fiecare zi. Nu o să poată ca mine, că au servicii oameni. Și eu ia tot liturgie la ei, că ei muncesc săraci mai folos. Ei muncesc coptori. Eu mă duc, am zis, dacă am văzut că am văzut că duc oameni la servicii dimineața. Și voi servicii dimineața n-am în Și când mi-a dumneavoastră, Dumnezeu, atâta de multă bogăție și atâta de multă putere să fiu liber, că îi vedeam că ei se duc săraci ca roboți sunt dimineața. Viu, viu, pătrecea de pietoni, ca uile, viu, viu, Și am zis, domnule, cum ai făcut pe mine liber și nu ai făcut pe mine robot? Și am zis, atunci am să vin la la Liturghie în fiecare zi la tine. Și mă duc în fiecare zi la liturgie la biserică, eu, și am zis, Doamne, Tu care ești stăpânul lumii și care Tu, nici măcar nu mă pui la muncă, mă pui să ascult muzică și după ce ascult muzică îngerească, că dacă merg, o să primez viață veșnică și o să văd ceea ce ochiul n-a văzut, ce urechea n-a auzit și ceea ce nu-și închipă e omul frumusețea Raiului. Și viața veșnică. Și dacă vor să aibă toate bucuriile, Sfânta Liturghie rezolvă tot orice necaz. Și orice... A bine, asta nu înseamnă că mă duc, stai mă puțin, că mă duc acum, că mi-a Becali și mă duc eu de trei ori duminici la Sfânta Liturghie și eu nu am primit. Hai bă, Becali, că n-am primit nimic. Păi băi, dar du-te la Dumnezeu, cum ți-a dat el viața, du-te tot mereu și după aia o să vezi că o să primești, că Dumnezeu nu dă imediat. Dar el e vreo șansă. Și De ce nu dă imediat el? Pentru că dacă el dă imediat, tu uiți de el. Dar el nu-ți imediat, tu te rogi și mai mult ca să-ți dea și după aia el când dă, nu dă ce ai cerut tu de, de o mie de ori mai mult? Îți dai seama? Deci tu te rogi, dar el întârzie ca să, te facă mai credincios, mai rugător. Și după aia dă de o de ori mai mult el. Și așa e că spune sunt eu Gură de Aur. Și nu minte eu Gură de Aur, că el are gură de aur. L-ați educat pe fete în spiritul în care ați fost educat și dumneavoastră?